Pregătiri intense pentru începerea anului școlar. Micuții din Hărău vor avea din acest an o grădiniță modernă, unde vor putea învăța, dar se vor putea și juca sub supravegherea personalului specializat. Autoritățile locale spun că este important ca și copiii care stau la sat să aibă toate condițiile la fel ca cei de la orașe. După cum de fiecare dată am afirmat, educația este un pilon principal pentru dezvoltarea fiecărei comunități și de la prima mea zi în funcția de primar am căutat să dezvolt acest sistem educațional în comuna Hărău. Nu spun eu că am reușit, sper să spuneți dumneavoastră acest lucru după ce o să vedeți investiția reușită de noi. Sunt încântat de ceea ce văd se face zi de zi în comuna Hărău. Și îmi doresc ca în fiecare comună din județul Hunedoara să avem primar cum este Lucian. Investiția este realizată în urma unui proiect finanțat prin Banca Mondială și Ministerul Educației, cu cofinanțare din bugetul local al comunei. Autoritățile locale spun că au dorit pentru micuții din comună cele mai bune condiții într-o clădire nouă. Primăria va asigura nu doar transportul copiilor, ci și o masă caldă zilnic. Primar, ce facilități sunt aici la grădiniță? Din punctul meu de vedere, cam tot ce s-ar putea. Începând de la transport, copiii pot să rămână până după masa, astfel încât părinții pot să-și vadă de serviciu liniștiți, vor primi și o masă caldă, transportul înapoi spre domiciliu, cadre didactice calificate să aibă grijă cum trebuie de copii, grupuri sanitare cu tot ce este necesar, cam absolut tot, nu cred că lipsește nimic. Cei de la Inspectoratul Școlar au apreciat noua locație, dar și condițiile oferite celor mici. Ei spun că sunt puține grădinițele în care copiii beneficiază și de masă caldă. Specialiștii spun că educația din primii ani de viață este primordială. Educația preșcolară este baza educației viitoare a copiilor. Așa cum știm, în primii 3 ani de viață, copilul își dezvoltă 80% din circuitele neuronale ale creierului. Deci este foarte important ca dumneavoastră să aduceți copiii la grădiniță și deși astăzi o să vedem grădinița fără jucării, de mâine colegele mele, care apropo sunt toate calificate, aveți niște educatoare foarte bune, profesional, o să creeze așa un loc de bază unde prin joc ele vor dezvolta global copilul și îl vor pregăti pentru școală. La eveniment au participat autorități județene, cadre didactice și mulți părinți. Grădinița a fost inaugurată în aplauzele celor prezenți, dar adevăratele surprize au fost descoperite în timpul vizitării noii grădinițe. Copiii au dormitoare noi, spații de joacă, cabinet medical, băi moderne, chiar și dușuri. Sunt niște condiții foarte, foarte bune. În alte grădinițe, care ăsta la care am mai fost, nu am văzut așa ceva. Deci cred că copiii care o să vină o să se bucure de ceea ce vor vedea aici. Condițiile sunt foarte bune, au pătuțuri, totul este curat, nou. Sincer, nu m-am așteptat să fie atât de frumos și de modern, dar chiar ne bucurăm pentru tot ce a făcut domnul primar și mulțumim. Și chiar ne place, e foarte frumos. Nu ne-am așteptat dușuri, WC-uri pentru copii foarte mici, pătuțuri unde o să doarmă, superb. Președintele Consiliului Județean spune că și-ar dori să existe astfel de condiții pentru toți copiii din județ. Chiar am rămas surprins de ceea ce vedem astăzi la Hărău, inaugurarea acestei grădinițe și ce este mai plăcut pentru părinți și mai surprins ce le-a spus că fiecare copilaș are posibilitatea și aduce cu transport gratuit pe părinte, nu-l interesează de transport. Și ceea ce este mai interesant și pe care dorim să o lărgim la toate școlile din județ, copilașii de aici beneficiază de o masă caldă fără să ia bani de la părinți. Asta înseamnă că administrația locală se implică în educare a elevilor și sper că Lucian Weber a reușit din plin. Îi mulțumesc încă o dată pentru modul cum se implică în administrare și pentru tot ce face aici. Primarul din Hărău spune că are solicitări și de la părinți din alte comune, așa că are deja în plan extinderea spațiului.